individ observă într-o zi că unul dintre colegii săi de birou vine la servici cu un cercel într-o ureche. Știind despre el că e un tip cerebral și destul de conservator în convingerile lui, îl întreabă mirat care-i treaba cu cercelul. E, ce pui și tu atâtea întrebări? E doar un cercel, un simplu cercel. Aha, un simplu cercel. Și de când te-ai hotărât tu să porți un simplu cercel? De când l-a găsit nevastă-mea în patul nostru. Soțul și soția discută într-un moment de pură sinceritate. El: dragă, eu îți mărturisesc că atunci când fac sex cu tine, mă gândesc la alte femei. Altfel, eu nu mă excit. Ticălosule, eu întotdeauna mă gândesc la tine când sunt în pat cu alți bărbați. O viitoare mămică își întreabă medicul: domnul doctor, poate soțul meu să stea lângă mine când nasc? Bineînțeles, sigur. Asta e și ideea, ca și tatăl să asiste la naștere. Dar nu, ei doi nu se cunosc. O tipă merge la doctor cu o problemă destul de gravă. Doctore, soțul meu se plânge că viața noastră sexuală este la pământ. Și are dreptate. Așa este. Nu mă mai atrage sexul. Nu-i nimic. Îți scriu niște pastile și vin la control peste 2 săptămâni. După 2 săptămâni, intră pacienta bucuroasă. Domnul doctor, mulțumesc! Pastilele astea au făcut o treabă minunată. Mi-a revenit pofta de viață. O fac de 2 ori pe noapte, uneori chiar de 3 ori. Mă bucur să aud. Și soțul este mulțumit? Ce zice? Săracul de el! El e în delegație de 3 săptămâni. Soțul îi spune soției: iubito, este foarte cald și trebuie să tund peluza. Ce crezi că vor spune vecinii dacă ies afară dezbrăcat? Ea se uită la el puțin încurcată și îi răspunde: ce să zică și vecinii, că m-am căsătorit cu tine pentru bani. Asta vor zice. Adam și Eva în rai. Eva către Adam: Adam, este adevărat că tu pe mine mă iubești? Dar pe cine altcineva, Doamne, să iubesc? Într-un compartiment de tren, un tip și o tipă. Tipa foarte sexy, picior peste picior, citește o carte. Tipul nu își mai dezlipește ochii de pe ea. După vreo 2 ore, tipa închide cartea, tacticos, își pune lucrurile în poșetă și îi se adresează: domnule, v-aș ruga frumos să mă îmbrăcați la loc. Eu, la prima cobor.